Până la data de 10 februarie pe teritoriul României au fost înregistrate 2.508.860 de cazuri de infectare cu noul coronavirus COVID-19, dintre care 82.550 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 2.060.839 de pacienți au fost declarați vindecați. Media la nivel național a coeficienților de infectare cumulată la 14 zile este 19,88. Cele mai multe cazuri se regăsesc în București, 441.055, urmat de Cluj, Timiș, Ilfov, Constanța, Iași, Brașov și Prahova. Județele în care s-au înregistrat cele mai multe cazuri în ultimele 24 de ore sunt București, cu 5.625, urmat de Cluj, Ilfov și Timiș, iar la celălalt pol cele mai puține cazuri au fost înregistrate în Harghita, 110, iar în Gorș, 119 cazuri. Până astăzi, 61.231 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS CoV-2 au decedat. În intervalul 9-10 februarie 2022 până la ora 10, au fost raportate de către INSP 139 de decese, 53 femei și 86 bărbați infectați cu noul coronavirus. Dintre cele 139 de decese, 3 au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 6 decese la categoria 50-59 de ani. 19 decese la categoria de vârstă 60-69 de ani, 51 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 60 decese la categoria de vârstă peste 80 de ani. Din totalul de 139 de pacienți decedați, 116 au fost nevaccinați și 23 vaccinați. A fost raportat un deces anterior intervalului de referință. În ultimile 24 de ore au fost registrate 26.466 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, cu 880 mai puțin decât în ziua anterioară. 3.176 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma testării pacienților care erau deja pozitivi, 1169 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 10.987, cu 337 mai puțin decât în ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 1.146 de persoane, cu 26 mai multe decât în ziua anterioară. Dintre cei 1.146 pacienți internați la ATI, 983 sunt nevaccinați. Din totalul pacienților internați, 763 sunt minori, 700 142 fiind internați în secții, cu 52 mai puțin decât în ziua anterioară și 21 la ATI, cu 4 mai mulți decât în ziua anterioară. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 12.093.451 de teste real-time PCR și 7.936.151 de teste rapide antigenice. În ultimile 24 de ore au fost efectuate 28.382 de teste real-time PCR și 59.198 de teste rapide antigenice. Rata de pozitivare a testelor efectuate în ultimele 24 de ore este de 30, 21%. Pe teritoriul României, 232.415 persoane, confirmate cu infecție cu noul coronavirus, sunt în izolare la domiciliu, iar 11.600 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 85.587 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 5 persoane. În intervalul 27 ianuarie 3 februarie 2022 au fost raportate 90 909.480 de cazuri în Uniunea Europeană și în spațiul economic european. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Franța, Italia, Spania și Germania.